Bună, bine ai venit pe canalul meu de YouTube! Astăzi m-am gândit să fac ceva diferit și să vă învăț cum să amestecați culorile. În primul rând, o voi spune că pentru a vă ieși acest blend, această amestecare de culori, în care nu se văd liniile de la creion pe foaie, vă trebuiesc niște creioane cât de cât calitative, nu neapărat scumpe, nu neapărat cele pe care le am eu, dar cât de cât bune și o foaie la fel de bună. Mulți dintre voi mi-ați cerut să fac videoclipul ăsta și să vă arăt cum să amestecați nuanțe, cum fac eu pielea, în special pielea. Sper să vă placă videoclipul, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă vă place și să-mi dați mai multe sugestii despre ce ar trebui să fac data viitoare. Astăzi vom face 3 tipuri de piele. Acesta fiind tipul de piele normală, piele neagră, iar piele creolă, să spunem. Bun, deci pentru pielea normală voi folosi următoarele nuanțe de piele, acestea fiind puțin deschise, iar voi folosi maro și acest roz cumva vișiniu. Voi începe cu nuanța de bază, care mi se pare cea mai ușoară, cea mai aproape de culoarea care vreau să-mi iasă, practic. Trebuie să o mai amestecăm totuși cu ceva, pentru că, după cum puteți vedea, se văd grăunțele acelea de pe foaie. Bun, după ce am dat cu această nuanță de bază, voi vrea să fac niște umbre cu alte nuanțe de piele apropiată acestei culori. Deci voi începe cu un roz prin părți. Vreau să fac această minge să pară reală. Nu trebuie să apăsați, nu trebuie să dați peste tot neapărat, pentru că, repet, gen, după ce termin cu creionul acesta, mai dai și cu alte nuanțe. Următoarea nuanță va fi acest mov, care este puțin mai închis decât pielea pe care o fac eu, pentru că vreau să dau totuși un fel de umbră. Și încă nu voi folosi maro, pentru că maro este prea puternic pentru tipul ăsta de piele. Maroul cel mai mult îl voi folosi la tipul de piele neagră și amestecat, adică mixt. Dar aici evit să-i folosesc nuanța de maro, pentru că vreau să iasă o nuanță de piele albă. Bun, după ce am terminat, voi încerca să dau cu un galben deschis, e un fel de crem deschis. Galbenul acesta practic nu face decât să evidențieze părțile de lumină. Voi alege să dau cu acest crem. Aici deja încep să apăs puțin mai tare. Am început să construiesc straturile care deja încep să să acopere găurile din foaie. În marginea mingii ei, unde este mai închis, încerc să-i dau umbra aceasta de ca și picătură de apă, să spunem. Și cu un gri care mă ajută să umplu toate golurile astea și face pielea să pară mult mai naturală. Și anume să folosesc nuanțe mai închise de piele în această umbră. Iar umbra aceasta pe care o folosesc eu în această minge, voi trebuie să o folosiți în zonele de umbră ale feței. Adică, de exemplu, partea aceasta de aici poate fi un obraz. Dar la mine face o diferență enormă, pentru că chiar subliniază acele puncte cheie de umbră și adaugă mult mai multă dimensiune la
la portret acest maro când îl folosiți, dar trebuie să colorați cu el foarte, foarte ușor. Pentru a face pielea mai închisă, voi folosi aceste nuanțe de piele. Încep cu cea mai deschisă culoare. Deci voi da un strat fin peste. Voi începe cu aceeași combinație cu care am început acest tip de piele. Încerc să acopăr acele goluri pentru a-mi fi mai ușor să amestec nuanțele închise, anume maro și negru, pe care le voi folosi mult mai mult în acest tip de piele. Să nu apăsați foarte rău, pentru că dacă apăsați foarte rău, veți imprima linii în foaie și se vor scoate foarte greu. După ce am acoperit totuși cât de cât foaia, adaug cât mai multe straturi. Momentan este prea roșie și încerc să mai adaug gri pentru a face cât mai neutră pielea. Momentan arată ca o nuanță de piele creolă, deci voi încerca să adaug mai multă culoare închisă. Deci totul se construiește strat pe strat. Acum vin din partea asta și adaug mai multe umbre. Din ce în ce mai închisă. Deci încep de la cea mai deschisă culoare la cea mai închisă culoare. Deci continui de la galben la crem. Pe parcurs mai adaug gri, apoi la maro, apoi la un maro mai închis, care este acesta. Și apoi la negru, care face diferența. Mult mai închisă decât asta, pentru că am folosit mult maro. Eu vreau să fie un amestec între nuanța aceasta și nuanța aceasta. Deci acum tot ce fac este să construiesc, cum v-am explicat mai înainte, de la cea mai deschisă culoare la cea mai închisă. Să adaug lumina în acest alb în mijloc. Secretul este să nu dați așa în aceeași direcție a creionului anterior, ci să dați în direcția opusă. A ieșit culoarea pe care vi-o doriți. Pe fundal va rămâne dungile creionului cu care ați colorat, pentru că nu se amestecă, iar dacă dați în direcții opuse, orizontal și vertical, va ieși acest blend pe care trebuie să mai lucrez puțin la el, dar așa ar trebui să vă iasă, nu-i așa. Sper că v-a ajutat cu ceva videoclipul ăsta, sper că ați învățat cum să amestecați culorile. Metoda aceasta am folosit-o dintotdeauna și nu mi-am schimbat-o. Nu am învățat-o neapărat de nicăieri, adică nu m-am uitat la tutorial. Asta am observat că
lucrează pentru mine, având în vedere creioanele și foaia pe care o am. Creioanele la fel trebuie să fie foarte, foarte pigmentate ca să vă iasă blendul acesta de culori. Am postat, postez în fiecare miercuri și sâmbătă, iar dacă se întâmplă să nu postez într-o zi anume, totul vă anunț pe Instagram. Vă pup și ne vedem pe data viitoare!